Popadiuc a ratat prima mare ocazie a partidei singur cu Bălgrădean, iar oaspeții au cerut penalti pentru un presupus hands al lui Melinte la o lovitură liberă executată de Cernat. Gazdele au fost mai periculoase pe finalul primei reprize. Bornescu s-a remarcat la reluarea cu capul a lui Pena, pentru ca după câteva minute Cristescu să rateze o ocazie imensă din apropiere. Partea a doua a început rău pentru gazde. În minutul 49, grădinarul a văzut al doilea galben după un duel cu Alexandru Coman și a fost eliminat. Voluntarii a profitat și a deschis scorul prin Daniel Novac, dintr-o poziție suspectă de offside. Oaspeții au majorat apoi diferența prin noul intrat Căpățână, care a finalizat cu un lob egalat după o eroare a lui Tincu și s-au dezlănțuit pe final. În ultimele 10 minute, Ivanovici și un alt jucător intrat pe teren după pauză, Adrian Bălan, au adus scorul la 4-0 pentru voluntari, care în etapa viitoare va primi vizita lui FC Botoșani. De cealaltă parte, după al treilea eșec la rând în acest început de sezon, Concordia Chiajna urmează să joace în deplasare cu Steaua, în fața căreia a pierdut finala Cupei Ligii.